Domnul nostru vine, cuvântul Maranata, care înseamnă în limba aramaică, Domnul nostru vine, vrea să ne zguduie inimile cu înștiințarea că venirea Domnului este atât de apropiată, încât oricine nu-L iubește și nu-L așteaptă, cu o dragoste fierbinte pe Domnul Iisus, la venirea Sa, va avea parte de blestemul nimicirii și al alungării pe totdeauna de la fața Lui. Cu acest cuvânt de grea înștiințare pentru sufletele lipsite de dragoste pentru Hristos, Sfântul Pavel își a rămas bun prin epistola aceasta de la Corinteni. Și de la toți cei care vor citi aceste cuvinte de grea înștiințare în vederea venirii Domnului. Sunt aceste cuvinte o științare grea și pentru noi, ca și pentru corintenii care erau bântuiți de certuri, de îngânfare, de tulburări și de partide care făceau să uite marea lor datorie de a veghea, de a fi uniți în credință, curați în purtări, statorniți în credință, stăruitori în învățătură și sfinți în toată umblarea lor, potrivit cu vestirea Evangheliei care le-a fost predată. Și împlinitori cu toată evlavia a voii lui Dumnezeu pe care o cunoscuseră, dar în care se lăsaseră clătinați de felurite învățături și feluriți învățători răi. Toate acestea în vederea venirii Domnului. O adâncă și puternică înștiințare zguduitoare este și pentru noi toți aceasta, Domnul nostru vine. Fiindcă în zadar am primit și noi cea mai curată Evanghelie de la cei mai mari apostoli ai lui Hristos și în zadar am rămas o parte de viață credincioși în această credință. Dacă nu păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început și dacă dragostea noastră față de Domnul și de Mântuitorul nostru scade, iar noi alunecăm în ispite și în fapte lumești, în loc să avem parte de binecuvântări, noi suntem atunci amenințați de anatemă, căci venirea Domnului nostru este aproape. Să ne rugăm să fim izbăviți de orice rău și printr-o viață ascultătoare de Domnul Iisus să ne învrednicim de Harul Său Mântuitor. O slavă veșnică ție, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, care ne poți face să fim tari în credință și să nu slăbim în ea niciodată. Ajută-ne ca tot ce facem să fie făcut cu dragostea, atât pentru tine cât și pentru semenii noștri. Binecuvintează pe frații și surorile noastre aleși, care împlinesc pentru tine și mare parte din ceea ce erau datori, alții și chiar noi să facem. Și dăruiește mereu, Doamne, lucrării tale, astfel de oameni plini de Duhul Tău Sfânt și de dragostea Ta curată, care sunt gata să mai împlinească ceea ce lipsește din partea altă. Binecuvintează-ne pe fiecare în parte, Doamne, și pune în inimile noastre o puternică dragoste față de Tine, pentru ca în această fierbinte iubire să facem totul pentru vestirea Evangheliei Tale și pentru a ajunge și a aduce la Tine cât mai multe suflete care să afle mântuirea și răscumpărarea Ta. Ferește-ne, Doamne, pe toți de osânda și de anatema care așteaptă pe acei ce nu iubesc venirea Ta. Iar pe noi ajută-ne să nu uităm niciodată acest mare și fericit lucru, pentru ca să ne pregătim cu toată grija și toată curăția sufletească, spre a putea vedea atunci și noi cu bucurie fața Ta când vei veni, dulcele, dragul, scumpul și bunul nostru Mântuitor. Amin. Slăvit să fie Domnul!